Suntem din nou în topul preferințelor dumneavoastră. Site-ul televiziunii noastre, jurnaldereghin.ro, a depășit și în ultima lună cifra impresionantă de 20.000 de vizitatori unici. Știrile și materialele postate au putut fi urmărite fie prin intermediul Facebook, fie prin serviciul oferit de YouTube. Cert este că cei interesați au putut viziona astfel la orice oră, din zi sau din noapte, direct de pe calculator sau de pe telefon ori laptop, știrile din zona Reghin și noutățile importante pentru comunitatea. Locală. În activitatea noastră suntem încântați să avem o astfel de vizitare pe site-ul nostru, pe jurnal de Înseamnă că lumea ne urmărește, înseamnă că lumea este preocupată. Raportarea la numărul de locuitori al municipiului Reghin pentru noi este foarte mult și este onorant, dar totodată ne obligă să menținem această ștachetă și dacă putem să urcăm. Cele mai multe vizionări le-au înregistrat subiectele sociale, economice și legate de administrația locală, dar au avut accesări însemnate și materialele despre activitățile culturale, ori personalitățile locale. Sunt foarte importante pentru locuitorii municipiului. Am sesizat, ne-am ne -am dat seama, subiectele care preocupă în viața de zi cu zi. Am avut în ultimele zile, putem exemplifica, o știre legată de trotuare. Pare banal sau pare, pare simplu, dar pe cetățenii preocupă. Și știri de acest gen sau știri de genul în care. Tinerii se pot lansa în afacere, am avut o astfel de știre. Au fost foarte căutate și foarte vizionate, ceea ce este îmbucurător dintr-un punct de vedere al factorului economic și din punctul nostru de vedere ca televiziune locală și dorință de audiență crescută pentru noi. Regin.ro este cel mai accesat site cu știri din zonă. Avantajul său este că oferă un link și spre vizionarea online a programului Dareghin TV. De asemenea, face legătura cu alte site-uri administrate de televiziunea noastră, dar și spre pagini asemănătoare interesante pentru internauți.